Grupul de suport tehnic alcătuit din reprezentanța instituției prefectului județul Suceava, ISU, SGA Suceava, CLSU Cârlibaba, a continuat aplicarea măsurilor de contracarare a efectelor riscurilor care se manifestă pe raza comunei Cârlibaba, pe cursul râului Bistrița. Astfel se lucrează cu ajutorul unor utilaje și se întreține șenalul creat pentru a favoriza scurgerea apelor ieșite din Alpi. În zona unde era formată o aglomerare de ghețuri de aproximativ 400 de metri lungime, în localitatea Valea Stânei, se lucrează cu ajutorul unor utilaje și se întreține șenalul creat pentru a favoriza scurgerea apelor ieșite din Albie. Lucrările se vor desfășura și în zilele următoare până la dislocarea formațiunilor de gheață. De asemenea, în toate zonele de munte, pompierii militari și lucrătorii SGA monitorizează în permanență râurile și afluenții aferenți.